Drag Andrei, uite-te că ai ajuns la al doilea lungmetraj de ficțiune și stând eu și gândindu-mă, am găsit niște asemănări între cele două. Este vorba tot despre un cuplu în care unul dintre personaje este absent. În cealaltă, Irina era absentă ea, aici este absent el și partenerul se încăpățânează totuși să nu renunțe la cuplu. Sigur că poveștile sunt complet diferite. Te-ai gândit vreodată că au apropierea asta? Din punctul ăsta de vedere, sincer, nu, niciodată. E o uimire, descoper că așa este. E adevărat că la nivelul personajului, și acum mă gândesc la Aurel în Cialdina și la Sorin Lovan, mă rog, la Sorin aici, există un același, e o tipologie cumva de om contra sistemului sau pe lângă sistem, care nu vrea să integreze în sistem. Deci, ca tipologie de personaj, cred că e o asemănare și descoper, dacă mă gândesc cu atenție, că un proiect la care lucrez are același tip de protagonist, rezolvările fiind altele, cred, vreau să sper, dar nu la nivelul sămânii, dar e o observație foarte justă. Ce din personalitatea ta te îndrumă spre asemenea în povești? Dacă am face o mică psihanaliză, probabil că o ședință de psihanaliză, probabil că am găsit trăsături și lucruri care mă duc spre acest tip de anti-erou, cred. Un personaj care este și nu este acceptat de sistem sau care vrea să fie cumva contra regulilor scrise sau nescrise ale unei societăți pe care nu o digeră foarte, foarte bine, poate la nivelul ăsta. Eu zic că întâmplarea face că sunt scenarist sau co-scenarist în toate aceste trei proiecte. Nu, niciodată nu m-am gândit că vreau să fac numai proiecte scrise de mine. Așa s-a nimerit. Poate n-am găsit subiecte sau poveștile mele mi s-au părut mai interesante decât altele, dar nu vreau să cred că sunt absolut dedicat unui singur tip de proiect. Adică nu ești un adept înfocat al cinematografului de autor? Nu, cred că mai degrabă s-a nimerit. Ești deschis pentru orice fel de colaborare absolut. Aviz amatorilor. Absolut, da. Haideți să vorbim puțin despre filmul care îl lansezi acum în piață, pe ecrane și pentru marele public, pentru că el deja a fost lansat în lume acum un an, când a luat premiul special al filmului la Roma. Uite, chiar se face anul, cred, acum. Se face anul, noiembrie. În noiembrie se face anul, da. Așa, și care, după câte știu, a avut un parcurs destul de complicat. Ca gestație. Da, a avut un parcurs complicat. În primul rând, la nivel scenariului, cred că s-a construit în vreo 3 ani, din clipa în care am pus prima dată și prima dată primul gând despre această poveste, care a, de fapt, ușor diferit de ceea ce este acum povestea. Plecat de la un personaj la care poveste o știam din acei ani, care a ales să rămână afară și a încercat să-și aducă cu disperare familia alături de el. Și de aici am ajuns, de fapt, la ce se întâmplă teoretic cu familia în țară și în momentul ăsta, de fapt, a trebuit să construiesc toate personajele care existau aici, pentru că nu aveam o bază reală în țară. Și s-a născut Elena, soția celui plecat, apoi prietenul și apoi ofițer de securitate. Și practic a fost eu un fel de triptic, sau nu cum să-i spun. Am scris trei povești distincte pe care la un moment dat le-am întrepătruns. Și da, a durat foarte mult, iar ulterior, după filmare, practic filmarea a fost în 2012, s-a încheiat în 2012, octombrie sau noiembrie 2012, până la ieșire pe piață, în circuitul festivalier, a mai durat un an de zile, deci cu totul vreo 4 ani de zile. Ceea ce e destul de mult pentru un lungmetraj. E mult, dar se pare că totuși ăsta este ritmul în cinematograful românesc. Uită-te că și alți regizori lucrează cam tot în ritmul ăsta, din diverse motive, printre care și cele financiare și cele de producție, da. Și așa mai departe.
lucrurile merg încet și nu e bine. Dar, nu e bine, asta e clar. Dar asta este situația. Sigur, este foarte interesant cum a evoluat filmul, pentru că practic de la o variantă în care aveai un personaj în cadru, personajul respectiv a dispărut din cadru, în schimb persoanele care erau absente au devenit personaje principale. Și el a devenit absent. Și el a dispărut de pe ecran, el este undeva în lume și se aude numai la telefon. Și așa că a necesitat un efort special pentru a restructura și a repovesti povestea, care până la urmă are același filon, aceeași idee, aceeași temă. Da, din punct de vedere ca temă, că tot vorbim de temă, tema acestui personaj aflat departe de țară și într-o lume nouă și ostilă, de fapt, de ce să nu spunem aceste lucruri, oamenii nu erau primiți cu brațele deschise în Occident, erau o luptă pentru realizarea acolo și exact această sintagmă, pentru copii o fac, pentru că, până la urmă, copiii erau singurii care reușeau să integreze în noua societate. Această singurare și străinare și alienare până la un punct al lui se regăsește, cumva, zic eu, în personaje de aici, în special în Elena, care este ostracizată de cei din jur, se autorecluzează cumva. Și atunci, tematic vorbind, la nivelul personajului, cred că suntem tot acolo, dar e adevărat că a necesitat foarte multă documentare până la urmă și căutarea personajelor, și am tot spus că scenariul e semnat de mine, dar și aproape un fel de operă colectivă. Am tot apelat la oameni care îmi dădeau feedback-uri și îmi dădeau sfaturi și aduceau aminte de epocă și veneau cu povești și fiecare mai găsea ceva și unul era interesant și ciudat că același lucru apărea în diverse perspective prin mintea celorlalți, niciunul aproape nu își aducea aminte același lucru la fel, erau diferențe. Citind despre epocă, în cărți despre epocă, găseam cu totul alte explicații, de exemplu, în unele situații, și era ciudat și amuzant în același timp. Directivele partidului sunt foarte clare. Când cineva e chemat afară, trebuie să înțeleagă că găsește și aici. Că oricât ni s-ar părea de ciudat, este un film de epocă. Anul 1984, parcă, când se petrece acțiunea, începe să devină istorie destul de îndepărtată. Sunt 30 de ani care par o aruncătură de băți, dar, de fapt, e un film de epocă, la nivel, gândindu-mă acum la nivelul, nu știu, a recuzitei de joc, de exemplu, și a costumelor, dar recuzita care trebuia găsită, uneori cu eforturi uriașe, uneori n-am reușit să găsim tot ce îmi trebuia, uneori am improvizat sau am construit recuzita respectivă. Și da, e aproape la fel cu, nu știu, a reface craii de curtea nouă veche, cum vreți. Câți ani aveai în 84? Eram destul de măricel, aveam vreo 20 de ani, cred, eram student la electronică în vremea aceea. Și e adevărat că în paralel mergeam în pod, în teatru, zineți, podul unde încercam să fiu actor, am dat seama că nu mă atrage foarte mult ideea, dar îmi plăcea ce se întâmplă pe partea cealaltă a baricadei, unde domnul Cătălin Om, care era regizor din pod, conducea trupa. Și cred că așa am început încet să mă gândesc la ideea de regie. Te-am întrebat pentru că mă gândesc că nu ți-a fost foarte greu sau ți-a fost mai puțin greu, pentru că oricum perioada aia ai conștientizat-o ca un personaj adult, că erai deja un personaj adult și atunci sigur că cu toți cei care ți-au dat consultații, ți-au spus povești despre epoca aia, puteai să le filtrezi și prin memoria ta. Da, e unul din motivele pentru care personajul lui Sorin Leoveanu există în această zonă în care există. Inițial el era chiar inginer, pentru că era mult mai apropiată zona și o stăpâna mult mai bine. Doar că l-am dat, am decis să-l transform în matematician și atunci am apelat chiar la unul din foștii mei profesori de matematică din facultate, din electronică, pe care l-am rugat să-mi spună cam ce era la modă, cam care era vârful matematic în epoca respectivă, și el m-a dus încet pe ceea ce este acum, aceste forme de undă, care, în jurul căruia Sorin al nostru construiește și teoretizează.
Și nu te-ai temut că o să fie ușor criptic pentru publicul larg? Am avut așa un pic, o mică teamă, dar ulterior m-am gândit că având trei personaje și un fir, hai să zicem, roșu călăuzitor destul de interesant, va depăși momentul acestor lucruri pe care oamenii nu le înțeleg și n-au cum să le înțeleagă. Nu l-am mai văzut de mult. Promitea ca matematician. Baza aceasta are diverse aplicații. Îi zicea Nico Einstein. Pot să comprime o înregistrare sonoră sau un film. Să recunoști o imagine sau o voce. Ideile sunt avangardiste și are viziune. Nu trebuie să știe că ne interesăm de ei. Pondera nu e foarte mare și oricum are un... El reușește să fie un fel de pată de culoare. Da, și privirea lui cred că reușește să salveze totul din punct de vedere matematicii. Cum te-ai ales actorii? A fost un lucru destul de interesant. Inițial am gândisem personajul Voican al ofițerului de securitate pentru un anumit actor care în perioada respectivă nu a putut intra în filmări cu noi, era prins în altă filmare, așa că a trebuit cumva să regândesc personajul și pentru că era stupid să caut în aceeași zonă, nu găsești un actor la fel de bun, părea mea, în aceeași zonă. Am regândit un pic personajul și atât la sugestia producătorului Velvet Moraru, cât și văzând călătoria lui Gruber, unde l-am văzut pe Florin Piersic Junior într-o ipostază puțin altfel decât era, de acolo am plecat cu această idee că el ar putea fi cu totul altceva decât este. Și acest contraamploat, de fapt, i-a plăcut foarte mult în clipa în care l-am propus, inclusiv schimbarea de look și tot ce a însemnat. Și atunci el a fost cel mai surprinzător actor pe care l-am ales, de fapt, în distribuție, cea de mai fi inițial la el, dar și primul pe care l-am pus în această distribuție de trei principali, ca să zic așa. Ulterior, după vreo trei luni de căutări, găsisem niște fete foarte bune pentru Elena, doar că nu eram convins că pot aduce epoca sau pot reda epoca sau că sunt foarte bune pentru epoca respectivă. Și iarăși la sugestia producătoarei, vedeți cât de multe sugestii ne dă producătorul, ceea ce nu e foarte bun. Am chemat-o pe Ofelia Popi din Sibiu la o audiție cu, de data asta, avându-l cu Florin Piersic Junior. Și după, nu știu, jumătate de zi de lucru și de discuții, am ajuns brusc la concluzia că ea este Elena. Momentul următor a fost în mintea mea cine se potrivește cel mai bine cu Ofelia Popi și singurul care mi-a răsărit în minte a fost Sorin Oveanu, pe care l-am chemat, au dat o probă împreună și a fost perfect. O să apară tot felul de indivizi, prieteni. O să vă ceară tot felul de lucruri. Totul e doar o chestiune de timp. Asta numești tu prietenie? Iartă-mă, dar chiar nu pot să fac asta. Eu mă gândeam că ai vrut să fie și niște figuri mai puțin folosite pe ecran. De aici am plecat căutările. Întotdeauna încerc cel puțin să aduc oameni mai puțin folosiți și chiar dacă sunt folosiți să-i pun în altă lumină decât sunt ei de obicei. Cum a fost, zic eu, cazul lui Andy Vasileanu în cealaltă Irina. Iar aici am plecat cu același gând, să găsesc oameni noi. Și încerc, în general, pentru că cred că avem foarte mulți actori foarte buni și care trebuie arătați și folosiți. Am ceva nou, numai că trebuie scos din țară. Nu vreau să fiu amestecată. Ați aflat ceva de Sorin Bărbu? Vreau să spun ceva. Cărui tip de public crezi că îi te adresezi cu acest film? Întrebare foarte bună. Cred că sunt două tipuri distincte de public care vor veni sau vor încerca să vadă acest film. Publicul, hai să zicem, puțin mai în etate
cel care a trăit epoca și care poate vrea să revadă sau să se revadă sau să regăsească elemente din epocă, dintr-o curiozitate. Prin dorința de a vedea ceva familiar. Sau, da, da. Pentru că una din reacțiile pe care le-am avut după multe proiecții au fost emoționante cumva. Oameni care spuneau, m-am simțit deja ca atunci, ca acolo. Și, iar a doua categorie de public, cred că este publicul acesta tânăr, 20, 25, 30 de ani, care nu știe nimic. Habar n-are nimic. Dar vrea să știe, vrea să vadă. Și asta, aici a fost surpriza plăcută pentru mine la Roma acum un an, când jumătate din sală, și sala era destul de mare și destul de plină, era ocupată de public tânăr, 20, 25, 30 de ani, care venise să vadă ceva despre o epocă despre care nu știau absolut nimic, din curiozitate. Și noi avem acum un public festivalier destul de tânăr și dornic să vadă filme și ei s-ar putea să fie atrași de această experiență. Eu îți urez succes, să ai cât mai mulți spectatori și lucrurile să demareze mai repede pentru viitorul film. Mulțumesc frumos, așa să fie.